Oamenii lui Dumnezeu, să citim de data aceasta din Luca, capitolul 1. Începem cu versetul 26 despre vestirea nașterii lui Iisus Hristos. Luca, capitolul 1, versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va putea face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și a căreia îi se zicea stearpă este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Suntem înaintea Domnului și în această a doua zi de prasnic, de sărbătoare, celebrând venirea la noi a lui Mesia, Mântuitorul, venirea lui în corp uman, într-un chip omenesc, și avem din nou un timp dedicat pentru predică. Dumneavoastră știți că, în general, un pasaj din Scriptură poate fi abordat într-o manieră istorică, încercând să explice ce s-a întâmplat atunci. Cine sunt personajele implicate în text, câte ceva despre ele. Aspectul istoric al întrupării Mântuitorului Iisus Hristos este extrem de bine cunoscut de cititorii Bibliei, de creștinii practicanți. Uneori se insistă pe cel de-al doilea aspect al pasajului unui text, adică pe aspectul teologic. Adică, plecând de la aspectul istoric, încercăm să înțelegem semnificația istoriei, găsind înțelesul ei teologic, adică ce însemnătate are pentru noi astăzi o istorie deja veche de 2000 de ani. Seara aceasta mi-am propus să împărtășesc cu dumneavoastră și titlul o predică pe care am numit-o Două vieți schimbate prin mesajul unui înger. Oamenii trebuie să fie schimbați și influența care îi motivează la schimbare este diferită de la un om la altul. Atunci când eu m-am convertit cu 39 de ani în urmă, aproximativ 38-39 de ani în urmă, un înger n-a contribuit cu nimic, n-a fost prezent în peisajul conștient al vieții mele. Lucrul ăsta s-a întâmplat mai târziu, când eram anul 4 la seminar, am avut o experiență spirituală, probabil cea mai profundă pe care în care am fost implicat personal. N-am povestit aproape la nimeni despre lucrul ăsta, nu este ușor de povestit. A fost o experiență care a început pe la ora 11 noaptea și s-a terminat la 5 dimineața. În percepția mea a avut cam 2, 3, 5 minute, dar a ținut aproape toată noaptea. Revenind la titlul pe care eu l-am propus, aș vrea să spun faptul că noi cu toții știm că Iosif, Maria erau logodiți, aveau intenția să se căsătorească, aveau planuri concrete, însă un înger a venit pe rând, mai întâi la Maria și apoi la Iosif, și viața lor s-a schimbat pentru întotdeauna. Faptul că niște oameni obișnuiți, fără o pregătire teologică de excepție, fără să fie implicați în slujbe într-un fel special, ci doar o fată, o tinerică, și doar un bărbat, un om mai în vârstă,
care aveau intenția să-și întemeze o familie ca cei mai mulți dintre muritori, pur și simplu sunt chemați de Dumnezeu să intre în istorie pentru întotdeauna ca părinții Mântuitorului întrupat. Marea problemă nu a constat doar în amânarea căsătoriei lor, lucruri care, pentru cineva care are perspectiva căsătoriei, este destul de greu de acceptat, ci marea dificultate a constat în implicațiile proiectului lui Dumnezeu, care treceau dincolo de logica omenească. Dacă tot ce le-ar fi spus îngerul era logic, era rațional și era la nivel omenesc, atunci nu trebuia decât bunăvoință, consacrare, motivație și depindea de ei ca să facă ceea ce Dumnezeu i-a invitat să facă. Însă ceea ce Dumnezeu le-a spus că o să se întâmple trecea dincolo de orice imaginație și pur și simplu era de-a dreptul imposibil și incredibil. Nu numai asta, dar dacă lucrul acesta urma să devină adevărat, ei erau implicați într-o chestiune foarte delicată a timpului lor. Fratele David, aseară în predica lui, a vorbit cu detalii despre Iosif, despre dificultatea cu care el s-a confruntat, atunci când a constatat că fata în care avea încredere, apreciind-o ca pe o fată foarte credincioasă, o fată de caracter, o fată care urma să devină soția lui pentru restul vieții, o fată în care avea deplină încredere, îi spune la un moment dat că e însărcinată, că nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Și sigur, ca și cum acum s-ar întâmpla în generația noastră o astfel de minune, cei implicați în mod direct, de pildă logodnicul, ar fi pus într-o situație de-a dreptul dramatică. Ea urma să nască un copil fără o relație intimă și cine ar fi crezut-o? Nici părinții ei, nici cei de la sinagogă, nici vecinii, nici rudele, nici Iosif. Fata asta era proscrisă, pur și simplu. Nu doar că și-a amânat căsătoria, dar reputația ei, onoarea ei, demnitatea ei de fecioară, de tânără, era pierdută, era compromisă. Mai mult de atât, gândiți-vă la faptul că apărea un copil și urma să explice cine-i tată copilului. Vă mai aduceți aminte că uneori am povestit despre copilăria mea, care a avut multe dificultăți neavând părinți. Însă probabil cel mai dificil lucru, pe lângă lipsa hranei și a hainelor și a protecției, a fost faptul că oamenii mă întreba al cui sunt. La 6 luni când eu m-am născut, părinții mei au divorțat și tata a plecat la București. Și după 10-15 ani, dacă spuneam Florea Mițoi, cum l-a chemat pe el, puțini oameni mai știau cine e el. Și oamenii mă întrebau, dar cine e ăsta? Și mi-era rușine să mai explic cine e ăsta. Dar de ce a plecat? Dar de ce nu e aici? Mă gândeam să-i spun cum îl cheamă pe bunicu. Dar după ce am spus la 1, 2, 3 oameni, mă întrebau, dar cum bunicul tău, un om așa bătrân, are așa copii mici ca tine? Și mi-era groază că cineva o să mă întrebe al cui sunt. Uram întrebarea asta din tot sufletul, pentru că ea mă expunea. Ea, de fapt, mă punea în situația să spun public care e durerea mea pe care o țineam ascunsă în suflet. Mă gândesc că ceva de genul ăsta s-a întâmplat cu această fată. Nu era suficient că ea trecea prin treaba asta, dar acum urma să, tot timpul copilul acesta, să fie un semn vizibil al minunii care de toți ceilalți ar fi fost interpretată ca o imoralitate. Este interesant să observăm că mesajele care vorbesc despre prezintă contextul întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, mesajele care au fost trimise oamenilor din Biblie, întotdeauna au venit printr-un înger. Un înger merge la Maria în timp ce era trează, în timp ce la Iosif merge când dormea. La Iosif îngerul a venit în somn, la Maria a venit în realitate. Dacă ieșim puțin din contextul întrupării și ne gândim la Fapte 8, când Famenul, ministrul de finanțe al Etiopiei, se duce la Ierusalim să se închine, Dumnezeu îi vorbește unui înger, dar îngerul nu se duce la el. De ce credeți că nu s-a dus la el? Se duce la un evanghelist, la Filip.
Nu mai e un intermediar între Dumnezeu și om, îngerul. Sunt doi intermediari, îngerul o parte și evanghelistul o parte. De ce credeți că a fost nevoie și de un factor uman pe lângă unul divin? Doar pentru faptul că famenul era un neavizat în angelofanie, adică în arătări fizice vizibile de îngeri, după cum evreii erau obișnuiți cu istoria Vechiului Testament, foarte probabil. Dar nu avem de unde să știm sigur de ce. Ce vreau să spun este că Marie i-a vorbit trează lui Iosif în somn, iar ministrul primește de la un om ce îngerul i-a spus din partea lui Dumnezeu. Ce spune Biblia despre angelofanii? Vreau să știți că de la înger, angel, angelofanii sau teos, Dumnezeu, teofanii. Teofania înseamnă arătarea vizibilă a lui Dumnezeu în formă umană. Sau angelofanie înseamnă arătarea vizibilă în formă omenească a unui înger. Și îngerii de multe ori se arată oamenilor într-o manieră vizibilă. Și asta se numește în limbaj teologic angelofanie. Ei, noi vorbim despre faptul că o astfel de angelofanie, o astfel de arătare a unui înger a schimbat istoria la doi oameni. Mai întâi a Mariei, care a văzut un înger, un înger care i-a vorbit, un înger care a speriat-o, a pus-o pe gânduri. Ceea ce îngerul i-a spus, a pus-o într-o dilemă teribilă, nu înțelegea cum se va întâmpla treaba asta. Ce credeți dumneavoastră că a putut să înțeleagă o fată de 16, 17, 18 ani cât o fi avut ea, că Duhul Sfânt se va coborâ? Și dacă se va coborâ Duhul Sfânt, Duhul Sfânt s-a coborât peste atâția oameni și nu au mai rămas însărcinați. Nu? Ce înseamnă s-a coborât Duhul Sfânt? Ce legătură are asta cu intimitatea, cu procreerea? Imaginați-vă că mintea unei fete, cei care aveți fete la vârsta asta, ce ar putea să înțeleagă o fată de genul ăsta când, iată domnule, că poți rămâne însărcinată așa, din senin? Fata asta a avut o luptă sufletească teribilă, nu doar ca să accepte, ci ca să înțeleagă și mai apoi să accepte ce înțelege. Contextul întrupării Mântuitorului, spuneam, repet, abundă în arătări de îngeri. Mesajul îngerilor întotdeauna a fost, deja e al treia oară când spun asta în seara asta, nu te teme sau nu vă temeți, la singular sau la plural. De pildă, îi se arată lui Zaharia, care este și el implicat în mod indirect în întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Și știți ce îi spune în Luca, capitolul 1, versetul 13? Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Un înger vine să-i spună lucrul acesta. Îi spune de trei ori, nu te teme. Nu te teme, rugăciunea ta a fost ascultată. Nu te teme, Dumnezeu îți va dărui un fiu. Nu te teme, pentru că el va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Apoi se arată Marie și îi spune același lucru. Nu te teme, Marie. Nu te teme, pentru că ai căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ți este favorabil. Dumnezeu nu e împotriva ta, e pentru tine. Dumnezeu nu se uită la tine să te pedepsească, se uită la tine ca să te binecuvinteze. Care e diferența între favoarea Domnului și mânia Domnului? Cine generează această diferență între favoare, milă și mânie? Cine? Omul. Ce fel de om a fost Zaharia încât Dumnezeu își aduce aminte de rugăciunea lui? Experiența mea personală cu privire la rugăciuni personale a fost că m-am rugat destul de mult pentru un lucru. Dar întotdeauna Dumnezeu m-a ascultat și a îndreptat ce era strâmb sub o formă sau alta. Ăsta este aproape un obicei în mintea mea, un obicei al felului în care Dumnezeu se raportează la mine ca ființă umană. Ei bine, gândiți-vă că Dumnezeu îi spune la această fată, ai căpătat trecere, ai valoare, Dumnezeu îți dă atenție. Mai mult de atât, tu vei rămâne însărcinată și nu te teme de treaba asta. Observați, îngerul a știut că ea o să se teamă, o să o surprindă, o să o sperie, o să o streseze foarte tare mesajul acesta. Și îi mai spune ceva, el va fi mare. Tot ce faci tu nu va fi un lucru local, va fi mare. Nu știa ea cât de mare va fi. Apoi se arată îngerului și se arată lui Iosif îngerul și îi spune același lucru. Iosife, fiul lui David, nu te teme ca să o iei pe Maria la tine. Cam ce înseamnă treaba asta?
Tu o suspectezi că nu a fost cinstită. Omule, nu e adevărat, nu te teme, n-a fost așa. Ia-o la tine, bazează-te pe cuvântul meu. Nu uitați că asta a fost în vis. La Iosif îngerul a venit în vis. Și spune, ia-o la tine pe Maria, nu te teme, treci peste teama ta, neglijează gândirea negativă. Observați, Dumnezeu își asumă că noi putem în mintea noastră să neglijăm anumite gânduri, dar în inima noastră noi nu putem să neglijăm anumite sentimente. E bine să înțelegem diferența dintre gânduri și sentimente. Sentimentele sunt ceva foarte instabil, foarte fluid, foarte schimbător și noi oamenii nu ne putem controla sentimentele, dar noi ne putem controla gândurile, însă nu prin înlăturare, ci prin înlocuire. Adică un gând negativ va fi înlocuit de un gând pozitiv, dar un gând negativ nu poate fi scos afară pur și simplu, dar poate fi înlocuit cu un gând negativ și ăsta se pune în hold în mintea noastră și după aceea nu-l mai vedem. Că atunci când noi ne uităm, nu putem să ne uităm în două părți, nu ne putem disocia ochii, cu unul ne uităm încolo și cu unul încolo și nici creierul nu-l putem disocia. Noi suntem un singur om și ne putem concentra asupra unui singur lucru odată. De aceea atunci când vrem să gândim pozitiv, dacă vrem și dacă știm cum să facem asta și mai ales dacă ne-am obișnuit să facem asta, putem să gândim pozitiv, putem să ocolim gândurile care ne însângerează sufletul, dar să vrem, că uneori ne place să ne victimizăm sau poate că nu putem să ieșim de acolo. Depinde, oamenii sunt atât de diferiți, atât de complexi, încât nici nu știm noi ce se petrece în inima unui om. Eu doar vorbesc despre posibile variante și câte ori fi și noi oamenii nu le știm. Ceea ce vreau să spun și repet este că îngerul și-a asumat că Iosif are mari dificultăți. Gelozie, suspiciune, sentimente frânte, așteptări înșelate, rușine, dezonorare, trădare și îngerul îi spune, omule, nu te teme, nu te teme. Apoi spune, copilul care se concepe în pântecele ei vine de la Dumnezeu. Nu poate un copil să vină de la Dumnezeu dacă e făcut între un bărbat și o femeie. Aici se vorbește despre cineva care vine direct de la Dumnezeu, ocolind normalitatea unei nașteri. Lucru care este real în contextul Mariei. Și mai spune ceva. El este Mântuitorul. Înțelegem din Scriptură că Iosif a fost un om evlavios. Întotdeauna evlavia este legată de cartea lui Dumnezeu, de casa lui Dumnezeu și de oamenii lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Iosif avea această așteptare a venirii lui Mesia. Oamenii evlavioși ferbeau în momentul ăla. Așa cum astăzi, biserica autentică a lui Hristos fierbe la așteptarea Mântuitorului Iisus Hristos, în timp ce alții, uitați-vă cu ce se ocupă. Oamenii sunt așa de diferiți, vorbesc de oamenii care vin la biserică. Și îngerul îi spune, ce va naște ea va fi Mântuitorul. Și Iosif acceptă, trece peste ce simte el, peste ce gândește el și se duce pe drumul pe care îl indică îngerul. Aș vrea să mă opresc și să vă întreb, cum au reușit acești oameni, în ciuda supranaturalului, în ciuda ciudățeniei implicate, a neomenescului, a divinului, o mare intensitate de divin e prezentă în întâmplările acestea. Cum au reușit acești oameni să asculte, să se supună și să practice așa ceva? O singură arătare a unui înger i-a transformat pe acești doi anonimi în unii dintre cei mai mari eroi ai Scripturilor. Iar eu vin la biserică de 38 de ani. Am ascultat așa de multe predici, am trecut prin așa multe dureri, încercări, necazuri, suferințe. În ce măsură m-am schimbat eu? Sau m-am lăsat schimbat de metodele lui Dumnezeu? Că dacă ne uităm unii la alții, de când ne știm, cam tot acolo suntem. Odată s-a arătat îngerul lui Iosif și a fost destul. A trecut peste toată durerea lui interioară și a neglijat sentimentele și a neglijat onoarea și a neglijat reputația.
a trecut peste toate lucrurile astea. Dacă așteptarea lui Dumnezeu nu e doar la Iosif atât de mare și e și la mine, mă întreb, stilul meu de viață se califică în fața lui Dumnezeu să stau într-o zi lângă Iosif în împărăția lui Dumnezeu sau nu? Aici nu ne examinează nimeni când venim. Ba, dimpotrivă, ne bucurăm să se umple adunarea. Domnul știe cum e fiecare în inima lui. Dar ne bucurăm dacă băncile sunt ocupate cu oameni, ființe omenești. Dar Dumnezeu nu are prioritatea asta să populeze cerul cu oameni doar ca să fie plin, ci oamenii aceia trebuie să fie niște oameni care s-au lăsat schimbați în viețile lor în mod practic, nu la nivelul cuvintelor, de metoda pe care Dumnezeu a folosit-o cu ei. De cele mai multe ori, metoda este Biblia, pentru mai puțin este o cântare, pentru alții o prorocie, pentru alții un înger, o experiență supranaturală, un accident, un sfat, o experiență. Dar de cele mai multe ori e o predică, e un mesaj. Însă, indiferent ce este, întotdeauna când Dumnezeu lucrează în inima unui om, această schimbare devine atât de vizibilă, încât diferența între ce a fost și ce este, este de-a dreptul izbitoare. Dacă această diferență nu este izbitoare, știu că dumneavoastră ați mai auzit un milion de ori afirmații de genul ăsta, credeți-mă, Dumnezeu nu este prezent acolo. Uitați-vă la Iosif și o să vedeți prezența lui Dumnezeu în viața unui bărbat trădat, lovit, dezamăgit și amărât. Renunță la tot ce el simțea și se consacră, se dedică să se ocupe de planul lui Dumnezeu. Un om schimbat printr-un mesaj al unui înger. N-a venit de două ori, deci de trei ori a vorbit, dar nu în legătură cu întruparea. În legătură cu întruparea a vorbit odată. I-a mai vorbit odată să plece în Egipt și i-a mai vorbit odată să se întoarcă din Egipt, că pericolul a fost eliminat. Dar pentru întrupare, odată și-a fost destul. Ce fel de om a fost ăsta? Cum a reușit dintr-o simplă experiență, sau hai să eliminăm simplă, printr-o singură experiență să se poată schimba atât de mult, așa cum îl întâlnim noi în Scriptură? Aduceți-vă aminte că îngerul vine și la păstori. Știți ce le spune? Același lucru. Nu vă temeți. Nu vă temeți că vă aduc o veste bună? Nu vă temeți pentru că Mântuitorul care s-a născut este Hristosul promis, copilul care s-a născut și pe care îl veți găsi în iesle. Și apoi, semnul că este adevărat ce vă spun este că atunci când o să vă duceți, o să-l găsiți într-o iesle. Și o să se confirme că a fost adevărat ce v-am spus noi, sau eu. Aș vrea în încheiere să vă întreb, cum au reușit Iosif și Maria să se implice într-o schimbare atât de autentică, atât de vizibilă, atât de obiectivă, doar în urma unui mesaj al unui înger? Ce fel de motivație, de angajament, de seriozitate, de responsabilitate au avut acești doi oameni, încât pur și simplu s-au neglijat pe ei? Vedem printre noi astăzi oameni care încearcă să se lase de fumat vreo 20 de ani, tot cochetează, ba un pachet, ba o țigare, ba mai trage un fum, ba mai împrumută de la cineva, ba nu fumează o săptămână, iar fumează, trage așa de țigare sau de o sticlă de bere sau de o pornografie sau despre furt sau despre un limbaj din ăsta, un jargon din ăsta de... În România s-ar fi zis într-un fel, ai se zice în altfel, dar nu-mi permis să zic că nu mi se pare decent. Observați la oamenii ăștia, pur și simplu ai impresia că au fost murdari, au intrat în shower, au pus șampon de trei ori, s-au făcut curați, au ieșit afară și au rămas curați restul vieții. Unde este genul ăsta de pocăință? Unde este genul ăsta de schimbare? Oameni dragi, ăștia n-au fost conducători la sinagogă, n-au fost implicați în nimic sfânt, au fost niște anonimi. S-a dus îngerul la ei și le-a vorbit. Au acceptat mesajul îngerului și s-au ridicat la nivelul chemării. Maria acceptă să renunțe la fecioria ei.
Numai o fată știe care este valoarea fecioriei. Nu vreau să intru în detalii, că subiectul ăsta e cu duș și întors, dar renunță la cinstea ei, renunță la reputația ei pentru a da prioritate lui Dumnezeu. I-a dat prioritate lui Dumnezeu. S-a angajat să se neglijeze pe ea și perspectiva căsătoriei ei și pur și simplu să stea însărcinată 9 luni fără să existe o relație obișnuită între un bărbat și o femeie. Și apoi se explice, copilul ăsta e doar al meu și al Duhului Sfânt. Ce ai zice dacă cineva ți-ar răspunde, cine-i tată copilului, Duhul Sfânt, ce ai zice? Cred că te-ai urcat în ultima, te-ai urcat în mașină și ai plecat, pentru că n-ai ce să vorbești cu un astfel de om. E atât de bizar a fost situația în care a fost implicată această fată. Și pur și simplu ia accentul, focusul de pe ea și se concentrează pe planul lui Dumnezeu. Știți ce spune la sfârșit? În ultimul verset pe care l-am citit. Sunt aici, Doamne, probabil, acum îmi imaginez eu, nu scrie Biblia treaba asta. Nu înțeleg tot ce mi-ai spus, dar sunt aici și o să fac ce mi-ai zis. Nu mi-a cerut Dumnezeu niciodată un lucru așa de mare, cu așa mari implicații. Dumnezeu mi-a cerut lucruri mici. Vorbește cu mai multă grijă, fii mai bun, fii mai înțelegător, fii mai... Multe lucruri care se suprapun peste tendințele mele negative de om. Și mi-a fost foarte greu să fac lucrurile astea. Ce fel de fată a fost această fată? Încât a putut să facă o revoluție de la uman la divin. Ce fel de bărbat a fost acest Iosif? Și el era exact în situația Mariei. Demnitate, onoare, le neglijează pe toate și ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, se încadrează în planul lui Dumnezeu. Și apoi încep problemele. Du-te în Egipt. Cineva acum îi fugărea să-i omoare. De ce? Pentru că au acceptat planul lui Dumnezeu. Când îți bagi în cârt cu Dumnezeu, ar fi zis bunica. Adică, întotdeauna când te apropii de Dumnezeu, ura oamenilor se manifestă asupra ta, că pe Dumnezeu ei nu-L văd, nu pot să pună mâna pe El, nu-L pot lovi pe Dumnezeu, dar pe tine, în numele lui Dumnezeu, te pot lovi. Și n-au mai avut liniște niciodată. Au fost fugăriți în Egipt, s-au întors, s-au dus în Nazaret, după aceea s-au dus la templu. Pruncul sau nu pruncul, tânărul Iisus, adolescentul Iisus la 12 ani, se comportă la un moment dat așa de, zice, ne-am mirat foarte tare de felul în care te-ai comportat, de ce ai rămas acolo? Hristos pune problema invers, dar de ce v-ați mirat? Nu era normal să rămân la biserică? Băieți, vi se pare și vouă normal la 12 ani? Vi se pare mai normal decât lui tata și lui mama să rămâneți la biserică? Cum i s-a părut lui Iisus la 12 ani? Vedeți cât de sus e standardul Bibliei, iar noi îl tot coborăm în fiecare an, ca să fie accesibil așa la toată lumea, să intre și să nu mai rămână nimeni afară. Ducem hotarul ăsta peste, îl mutăm în fiecare zi, mai mutăm un pic, mai toleranți, mai toleranți, mai toleranți, mai punem un bec, mai punem o, nu știu ce să mai zic să nu supăr pe nimeni, tot îl lărgim. De ce facem asta? Pe cine vrem să onorăm când facem asta? Uitați-vă la doi oameni cu care Dumnezeu a vorbit. Uitați-vă la seriozitatea acestui bărbat. Uitați-vă la angajamentul lui. Uitați-vă la felul în care a devenit responsabil de misiunea la care l-a chemat Dumnezeu. A uitat de însurătoare. A uitat de tot. Pur și simplu avea impresia că nu mai are nimic de făcut, moare de plictiseală și bine că l-a chemat Dumnezeu și pe el să facă ceva. Unde sunt genul ăsta de oameni? Să te poți neglija pe tine, să treci peste problema ta, peste durerea ta, peste nemulțumirea ta, peste prioritatea ta, peste nevoia ta, peste ce ai tu și pur și simplu să-i dai prioritate lui Dumnezeu. Să te faci că tu nu ai nicio treabă. Că tu nu ai nimic de făcut. Bine că te-a chemat Dumnezeu, că oricum nu aveai nimic de făcut. Astăzi e așa de obositor acest astăzi.
Secularizarea bisericii este progresivă și este ușor de observat. Toate permisivitățile care dezonorează pe Dumnezeu sunt aspecte sau sunt un proces al secularizării bisericii, adică al lumificării bisericii, al istoriticizării bisericii, al devenirii bisericii laică, istorică, așa cum sunt o grămadă de biserici istorice în lumea asta. Pentru că absența seriozității pocăinței îi face pe oameni să-și permită în viața lor tot felul de lucruri păcătoase, în timp ce ei sunt copiii lui Dumnezeu. Și atunci când sunt confruntați, apare această genială explicație: toți suntem oameni și mai greșim într-un fel sau altul. Și sub protecția acestei binefăcătoare afirmații ne permitem aproape să fim oricum. Oamenii lui Dumnezeu, Crăciunul ne cheamă la excelență. Crăciunul ne cheamă la excelență. Pe toți, nu pe unul, nu pe altul, pe toți. Crăciunul ne cheamă la seriozitate. Dumnezeu are nevoie de oameni angajați, de oameni care acceptă și se țin de cuvânt, de oameni care se simt datori lui Dumnezeu și le este rușine să facă altfel. Le este groază să fie văzuți de Dumnezeu în ipostaze care sunt opuse chemării divine. Uitați-vă la Iosif, uitați-vă la Maria, uitați-vă la această femeie care până când a devenit bătrână, Biblia nu o surprinde chiar până la bătrânețe, dar ucenicii n-au mai fost niciodată fără ea. Acolo a fost tot timpul. Acolo a fost tot timpul și după ce fiul ei a fost ucis. Timpul a expirat, aș vrea doar să spun în încheiere faptul că atunci când Dumnezeu ne cere să facem un lucru împotriva la ceea ce noi aveam intenția să facem înainte de a ne spune Dumnezeu, trebuie să-i dăm prioritate. Nu trebuie să ne prefacem că îi dăm prioritate și nici nu trebuie să-i dăm prioritate și apoi să uităm și să o facem de silă. Trebuie să-i dăm prioritate și oamenii să ne cunoască ca niște oameni pe care se pot baza. Asta e una dintre lecțiile Crăciunului din viața acestor doi oameni, a căror viață a fost schimbată de mesajul unui înger. Maria a zis: aici sunt, Doamne, aici sunt. Aici sunt și aici voi rămâne. S-a ținut de cuvânt. O tânără. Apoi, să facem ceea ce ne cere Dumnezeu, chiar dacă lucrurile pe care El ni le cere dor și ne costă greu. Este o onoare să-L servim pe Dumnezeu și cu cât e mai greu să-L servim pe Dumnezeu, cu atât mai mare este bucuria lui Dumnezeu și cu atât mai mare va fi răsplata noastră în împărăție. Că răsplata nu-i pentru că suntem mântuiți, ci răsplata este pentru că slujim. Dragii mei, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și la Crăciunul acesta să ne concentrăm pe acest lucru. Dumnezeu ni s-a arătat într-un fel și nouă. Ne-a chemat și pe noi ca pe Iosif și Maria. Nu așa de înaltă e chemarea noastră, dar atât cât este, întreb, în ce manieră sau cât de autentică este în viața noastră prioritatea aceasta? Cât de serioși suntem, cât de angajați suntem, cât de responsabili suntem cu lucrul ăsta? În chemarea, în vârsta, în momentul în care ne surprinde istoria în seara asta la Crăciunul din 22. Și dumneavoastră într-o zi ca și mine veți sta așa cum stați în biserică, în fața lui Dumnezeu și El va fi pe tron. Atunci o să regretăm că nu suntem altfel. Un altfel pe care l-am putea trăi astăzi, ieri și mâine. Vă rog, puneți ceva la inimă. Ce vi se potrivește? Ce vi se pare biblic? Ce vi se pare din cer? Haideți să ne rugăm. Dumnezeu să ne asculte.